Mamă, am văzut niște știri pe net, foarte, foarte multe știri. O să vi le afișez și vouă undeva pe ecran, o să vă apară ceva de genul acum. Cum că dacă îți pui telefonul noaptea la încărcat, te afectează undele electromagnetice sau electro whatever, cum vreți voi să le zice, și te afectează și poți să iei o boală sau ceva, sau chestia asta nu e adevărată. Nu trebuie să ții telefonul lângă tine din alte motive. Nu trebuie să ții telefonul lângă tine, că eu mi-l țin lângă mine, mi-l țin pe noptieră, dar nu trebuie să ții telefonul sub pernă, să zicem, pentru că se supraîncălzește, da? Când ți-l încărcat, telefonul, după cum știți bine, se încălzește un picuț la spate bateria și riști, nu știu, să zicem, dacă ai o chestie în asta de protecție la telefon, riști să ia foc, să zicem, dacă se încălzește foarte, foarte tare, dar asta nu s-a întâlnit, nu prea s-a întâlnit, cred că, dacă nu mă înșel, o dată sau de două ori am văzut o știre ceva de genul ăsta. Dar de ce nu este bine să îți pui telefonul la încărcat noaptea? De ce nu este bine? Haideți să vă zic eu. Pentru că aceste cabluri nu e că au nu știu ce unde sau ceva de genul ăsta și nu o să mai vezi sau nu o să mai auzi sau o să iei nu știu ce boală. Nu, pentru că chestia asta o poți face și dacă ai telefonul. Stai toată ziua cu telefonul în mână și îl butonezi. Și nu ai putea să faci aceeași chestie. De ce să nu o faci și noaptea? Să stai cu telefonul lângă tine sau lângă capul tău sau sub pernă, să-l pui, să-l ții, să se încarce. Nu este bine să îți pui telefonul sub pernă să se încarce, pentru că multe dintre fire, uitați-vă și asta, are o ruptură micuță. Și dacă, să zicem, îl leși, îl lași sub pernă și îl încălcești, nu știu, îl dai cumva cu mâna și așa mai departe și se va rupe mai tare, vei crea un scurt circuit și, ferească Dumnezeu, se va întâmpla un accident mai grav. Deci nu că nu poți dormi cu telefonul sub pernă, că nu știu ce radiații sau ceva de genul ăsta. Se pot întâmpla mai multe accidente, spre exemplu se poate supraîncălzi telefonul, bateria, cum a explodat un telefon de la Samsung, tot din cauza bateriei. Se poate supraîncălzi bateria, dar anumite telefoane au chestia asta, care te duci frumușel în setări și îți pui telefonul să nu se încarce dacă vede că este noapte și tu ai lăsat telefonul să se încarce. Telefonul meu, spre exemplu, se oprește la încărcat la 50% sau ceva de genul ăsta, se oprește și spre dimineață la ora 5 sau 6 sau 7, depinde la cât l-ai pus tu, reia încărcarea și se încarcă în continuare. Dar, să vă spun, eu nu țin telefonul lângă mine, îl țin un pic mai departe, la aproximativ 3 sau 4 metri, ceva de genul ăsta, să se încarce dacă îl țin noaptea la încărcat, dar nu prea fac chestia asta foarte, foarte des. Da, deci, cum v-am spus, este ok să dormi cu telefonul lângă tine, dar trebuie să ai mare grijă la aceste chestii. Cablurile se pot rupe foarte, foarte ușor, știți, presupun că știți chestia asta, și nu, undele nu afectează creierul uman. Bine, poate îl afectează, dar foarte, 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 foarte puțin chestia asta afectează. Și da, nu contează ce telefon aveți, fie că aveți Android, fie că aveți iPhone, ați înțeles voi ideea. Este ok să dormi cu telefonul lângă tine sau să se încarce lângă tine, dar încearcă să nu-l ții sub pernă sau, eu știu, aproape undeva lângă tine și să te încălcești cumva în cablu, să-l tragi, ceva de genul ăsta, să se rupe firul și să creezi o neplăcere, ferească Dumnezeu, incendiu sau și așa mai departe. Dacă dormiți cu telefonul sub pernă sau îl încărcați peste noapte, scrieți-mi chestia asta în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare, v-am ciucat!